Anche, acum a tata se pregătește din nou de vacanță. A doua vacanță. A doua. Cum a fost prima? Foarte frumos și foarte scurtă. Totul a trecut foarte repede. Am făcut de toate. A fost o vacanță de poveste, asta a fost tema. Ne-am ales povești, personaje de poveste și activități de poveste. Ne-am mișcat foarte mult, am ieșit, am învățat nu numai despre personaje, ci și despre sporturi, ci despre animale. Am fost la fermă, am fost la stadion, am fost la tenis, am fost la Daneș. Am fost peste tot. Am ieșit. Pur și simplu ne-am mișcat. Am profitat de vacanță. Vacanța înseamnă joacă și distracție. Bun. Dacă le-ați epuizat pe toate anul trecut, ce mai faceți anul ăsta? Distracția nu se termină. Niciodată, totdeauna este loc de mai multă distracție, cel puțin când e vorba despre copii. Anul ăsta am ales o altă temă. O să avem o vacanță verde, deci din lumea de poveste coborăm acum cu picioarele pe pământ. Așa. Pământul cu literă mare, pământul verde, pământul sănătos, natura în special. Bine, nu o să devenim acum... Nu o să mergeți în junglă, cum e poate. Nu o să mergem în junglă, clar. Acum am dat, nu o să căutăm pe regele leu în junglă, dar tot prin joacă o să învățăm să trăim sănătos, să valorificăm deșeurile, da? Reciclare, înseamnă putem să ne distrăm și cu deșeurile reciclate, nu o să căutăm în gunoi, ci o să vedem cum putem să salvăm puțin lumea. Ok, ce trebuie să facă părinții ca cei mici să ajungă la vacanța asta specială? În primul rând, părinții sigur merg la serviciu. Vor avea copii vacanță, copiii nu o să mai stea acasă cu bunici sau cu bune, ci vor putea veni să petreacă timpul frumos cu alți copii. Avem la dispoziție două luni, respectiv iulie și august, sunt două luni de vacanță, în care o să petrecem cea mai mare parte din zi împreună. O să avem un program scurt de dimineață de la 8 până la 12 și până la ora 16, program prelungit cu odihnă. Odihnă pentru copii nu înseamnă neapărat somn, dar noi suntem pregătiți și pentru somn. Iar după activitățile pe care le avem în cursul amiezii, dimineții și înainte de amiază, o să fie loc și de somn. Părinții trebuie să știe un lucru. Se pot înscrie copiii numai pentru o anumită perioadă sau doar pe toată vacanța? Se pot înscrie și doar pentru o săptămână, dar și pentru toată vacanța. Programul nu este, nu avem program cu ziua, dar cu săptămâna copiii, noi trebuie și noi să ne pregătim și copiii să se obișnuiască și noi să știm cum facem programul, să ieșim la fel foarte mult, o să petrecem timp și afară, pentru că noi avem aici și o curte mică unde putem să stăm afară. De anul trecut copiii au inventat la ora 11 la gustare picnicul afară, dar nu mâncăm pe măsuțe afară, ci pe pături. Da? Se poate veni oricând în timpul vacanței ăsteia, și la program scurt și la program prelungit. De mâncat avem și unde să mâncăm. Ideea este să fie copii cu copii. În general, programul este dedicat preșcolarilor, pentru că în jurul nostru lucrurile sunt așa aranjate pentru preșcolari. Preșcolari se ocupă puste blume. Așa, da. Edith se ocupă de școlar, noi ne ocupăm de preșcolari. Pentru noi, vacanța înseamnă nu lecții, nu poezii, nu cântece, de învățat. Înseamnă distract. Unde te găsești părinții ca să-și înscrie copiii? Părinții mă găsesc cel mai ușor pe Facebook, pe Hakuna Matata Mediaș. Avem o adresă de mail, hakunamatatamediaș.ro și avem numere de telefon care sunt afișate peste tot. Aici avem program zilnic de la ora 16 până la ora 20. Și până când facem înscriere? Ne-am propus în 19 iunie, de fapt în 19 iunie ne-am propus să ne întâlnim cu cei care au optat pentru acest program, să stabilim detalii. Okay. Deci, până bineînțeles că până în ultimul moment, dacă de obicei grădinița ține până la sfârșitul lunii iunie și atunci de aceea am optat pentru doar cele două luni de vacanță. Dar de găsit suntem oricând, înscrieri se pot face, doar că avem totuși un număr limitat de copii pe care îi primim. Spor la treburi? Vacanță verde. Mulțumim. Și una plăcută. O să ne vedeți pe Facebook cu realizările noastre și cu distracțiile copiilor. Asta o să fie cel mai important.